De la începutul anului și până în prezent au fost înțepate de căpușe peste 190 de persoane din județul Buzău, care au ajuns imediat la urgențe. În 2015, de la 1 ianuarie până în prezent, s-au înregistrat la camerele de gardă 190 de persoane înțepate de căpușă față de 158 de persoane înregistrate în aceeași perioadă a anului precedent sau de 265 în 2013. Potrivit reprezentanților Direcției de Sănătate Publică Buzău, trei dintre pacienți au fost suspectați că au contactat boala Lyme sau febra butonoasă. Din fericire, niciun caz n-a fost confirmat cu aceste boli transmise de căpușe. În acest an au intrat în monitorizare pentru borelioză o singură persoană, care a fost și infirmată serologic, și pentru febră butonoasă au intrat în supraveghere două persoane, la fel infirmate din punct de vedere al diagnosticului de laborator. Medicii epidemiologi atrag atenția celor care au fost mușcați de căpușă să se prezinte de urgență la o unitate medicală, unde insecta să fie îndepărtată de pe piele de către un specialist.